Astăzi am ajuns în Dubai, orașul la superlativ, suntem alături de Ioana și este primul vlog dintr-o serie lungă de vloguri aici în Dubai, în care o să facem o grămadă de nebunii. Astăzi o să vedeți ce cazare ne-am luat, ce mașină am nimerit. Avem cea mai mare clădire pe spate și haideți să vă arăt cum am ajuns noi aici. Am trecut de securitate, am lăsat bagajul și suntem în drum spre Dubai acum oficial. We good to go! Haide, în Dubai, habibi! Da, mă duc în Dubai și eu am și vestă și mânecă lungă și da, geaca. Ai uitat să-ți lași geaca, dar nu-i problemă. Știți unde mă duc? Zici că mă duc la munte. Bă, deci totul se mișcă foarte bine, n-avem deloc întârziere, ceea ce e perfect. Oricum ajungem târziu, 5 ore. Cel mai lung zbor pe care l-am făcut eu până acum. Și eu, care e a doilea. Zic că... Habibi, come to Dubai. Aici deja miroase a parfumurile arabești. Da, deci am ajuns. Deja vedem foarte mulți oameni îmbrăcați în costume tradiționale. Ne-am luat bagajul și cum a fost zborul? Am obositor, sincer. A fost cam lunguț, 4 ore și ceva. Cam lung, a fost cel mai lung zbor pe care l-am avut, dar suntem pe un nou continent. Deci nu mai suntem în Europa și e pentru prima dată când părăsesc Europa, de asta sunt așa de entuziasmat. Dacă vrei, 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 fericire să ai. Habibi, habibi, come to Dubai. Mai avem mult? Nu mai avem mult. Acum, următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne întâlnim cu șoferul nostru care să ne ducă să luăm mașina pe care Ioana nu știe. Bine, am găsit acum direct. Deci, mașina pe care o avem... Stai! Un Mercedes GLE Ford... No. Da, hai să vă arăt acum Mercedes-ul GLE. Eu cred că vreo Toyota ți-ai luat, că ăștia nu mai Toyota-o pe aici. Oare ne duci direct la mașina noastră? Nu, cred, nu mă. Nu cred, mă, nici eu. Cu mașina asta ne duce șoferul acum să ne luăm și noi mașina. Este un Jack care nu există la noi. Pe exterior nu arată cine știe ce, dar pe interior arată bine mașina. Cu tableta aici, cu ambientală frumos pe aici. Aparent, cred că asta e mașina. Eu am închiriat practic cu Toyota Corolla, stau similar, așa scrie acolo. Ideea e că domnul ăsta tot o filmează mașina și presupun că nu o filmează degeaba. Aparent, asta este mașina noastră, deci pot să zic că am dat jackpot-ul pentru 1000 de lei mașina asta pe timp de 7 zile. E zic că foarte bine, lăsați-mi părerea în comentarii. Mama, dar asta e cam murdar, parbriz. Parbrizul e oribil de murdar, nu știu pe unde am mers, că am mers prin deșert cu el. Te zici că sunt în altă lume, cum merge și metroul acolo pe sus. Mamă, uite în stânga. Oaleu. Nu pot să compar ce simt eu acum versus România. Am ajuns în viitor. Eu încerc să mă țin după GPS-ul ăsta, dar sper să ajungem bine. În momentul de față sunt atât de șocat încât aș filma absolut orice, dar știu că probabil pentru voi care vă uitați nu vi se pare așa de wow, pentru că ați mai văzut și voi probabil sau chiar ați fost aici, dar pentru mine care pentru prima dată când sunt pe aici, e wow. Știu că pare clișeic, dar chiar este foarte mare Burj Khalifa. Altceva în viața reală și arată într-un mare fel pe aici, e haos tot acolo. Știi ce efect? Bă, băiatule, deci nu are deloc multă putere mașina, habar nu am cât costă mașina asta. Dacă aveți idee, spuneți-mi în comentarii, sunt tare curios, poate o să văd și eu după ce postez vlogul ăsta. Este foarte confortabil, arată foarte futuristic în interior, dar la partea de putere, nu prea. Adică chiar nu prea are putere. Cât am condus până la cazare, vreau să vă zic că am greșit drumul de vreo 2 ori. Hai că 2 ori? 3 ori? Vreo 4, că de 3 ori am zis doar eu. Iar ai greșit, iar ai greșit. Deci, primul impact la atâtea benzi e de complicat. De obicei mă descurc cu GPS-ul, dar aici e destul de complicat pe bune. Haideți să vă arăt cazarea acum. Ești gata? Yes. Hai să vezi aici care e treaba. Băi, este super mare. Deci, unde-i ta mai apartamentul? Stai, că am văzut baia prima dată. E. Yeah. O baie așa cochetă și micuță. Ok. Foarte tare. Tu ai duș, bideu. Bun, cum arată pe aici. Ah, bucătărie. Fii atent, ne-au lăsat apă, cafea și zahăr pe moca, adică nu ca în România. În România trebuie să plătești orice. Și așa arată sufrageria, cu canapeaua extensibilă. Ai văzut, doamne? Ai o cameră acolo. A, uite. Wow! Băi, dar aici de ce mai frig? În fiecare cameră avem temperaturi diferite și acum am stat 24 de grade să fie aici în încăpere. Avem da? Baie în cameră. Sunt două, băi? Mamă, asta e mai mare! What? Mamă, deci ce tare! Nu credeam, deci eu când am luat nici nu știam că sunt două băi, mă jur că nu știam. Eu nu știam nimic, mi-a zis, suntem lângă Miracle Garden. Mersi! Deci pentru 7 nopți, cazarea asta a costat
2950 de lei. Cum ți se pare pentru 7 nopți, cazarea asta în Dubai, în sezon, eu zic că e destul de bine. Facem plinul la mașină, să vedem cât costă plinul la mașina asta. Aveam un sfert de rezervor, 135 de dirham. The next day. Bună dimineața, este prima zi de Dubai, vedem și noi cum arată acum Dubaiul pe timp de zi. Suntem în mod de față în drum către centrul vechi din Dubai, avem 27 de kilometri. Este foarte mult de mers dintr-un loc în altul, de asta am și luat mașină. În drumul către centru vechi, am ajuns pe autostrada asta care din nou mă mir câte benzi sunt pe sens. Deci nici nu pot să le număr, dar sunt peste 6 benzi, 100% pe sens. Am început turul să ne prezinte care e situația pe aici în centru vechi și ne-a povestit puțin despre țara asta și am aflat o grămadă de chestii interesante. Cetățenii din țara asta sunt foarte privilegiați, au taxe zero, oriunde te duce în lume, statul suportă orice problemă când vine vorba de sănătate. Și ceva foarte important, deci dacă ai peste 21 de ani, Andrei, și te căsătorești aici în Dubai, ți se dă o casă din partea statului, da? Da. Mișto, ce poți să zic, dar trebuie să fii cetățean. Și e foarte greu să fii cetățean. Doar cetățenii care sunt aici, practic, dacă se căsătoresc, primesc de la stat o casă. Și nu o casă, a subliniat, o vilă. Cafea cu șofran și ceva mai pe stil arabesc așa. Hai să vedem cum e. Asta e cafea. Deci nu e tare, dar foarte vag gust de cafea. Deci uitați-vă cum stăm noi acum să mâncăm. Un pic boschetar. Ce mai ai acolo de mâncare? Zici că e bucată de carne, de pui sau ceva, dar... Da, zici că cu chestia asta pe aici zici că sunt niște piciorușe de broască. What? Așa pare. Abă, mă sperii. Orice ar fi, oricum nu e carne. Ia gustăm. Ce are? Ce? De la curry, cred. Hai, nene, mi-e frică să gust, sincer, dar hai. Un gust diferit, rău, dar nu e rău. Eu sunt surprins că e foarte diferit față de ce am mai mâncat eu până acum, dar nu e rău. E surprinzător de bun pentru ceva care nu are carne. Parcă are gust de carne. Ce mai e bun? Mergem așa în safari? Ia zi-mă cum e asta. Nu pot să iau în serios, mă bufnește râsul. Habibi. Cel mai mare inel de aur și aici este certificatul Guinness Record. Cel mai mare inel de aur. Nu prea arată inel, zici că e dita mai coroana. Hola. Hola, hola. Deci, deci trece pe lângă tarabele astea și în continuu strigă după Ioana, Shakira, Shakira. Deci nu înțeleg care e treaba. Dacă seamănă, nu știu de ce strigă ăștia. Ostele, o să refac dansul ăla al Shakirei, cum faci? Am trenat cu turul, a fost chiar o experiență super mișto. Vă recomand să vă luați un ghid, să veniți în centrul, pentru că înțelege care e treaba cu Emiratele Arabe Unite la început. Iar noi acum mergem la Modern, o să mergem în Dubai Mall. Pe mai pe seară o să mergem la înălțime. Ne dăm pe un tobogan la înălțime de peste 100 și ceva de metri, da, cred că. Adică se dă, pentru că pe mine nu m-a anunțat și știe că nu fac chestiile astea. Ne auzim. Voiam să vă arăt cât de greu se mișcă mașina asta. Haideți să facem un mic test. Deci am acum 40 la oră, da? Și dau kickdown. Uitați-vă cum cârie și abia acum am 70. Deci reacționează foarte greu la partea de motor jale. Dar în rest, suspensia e bună, arată bine, dar e jale în rest. Noi acum am ajuns practic pe cea mai importantă șosea, unde sunt cele mai mari clădiri și arată într-un mare fel. Ai văzut asta pe stânga? Da, asta e cea mai considerată, cea mai frumoasă clădire din lume. Chiar e mișto. Și am ajuns și la cea mai înaltă clădire din lume. Este practic cea mai mare clădire, dar până nu o vezi în viața reală, nu-ți dai seama cât de mare este. Adică e altceva prin ochii ecranelor, că am văzut de atâtea ori prin ecrane, viața reală e altceva. Da, bă, da, noi nu am luat tichetă. Nu, pentru că cred că e gratuită parcarea. E cel mai mare mor din lume. Dar este parcarea gratuită, cel puțin așa. La banilor a meritat și noi să ne dea gratuită. Parcare gratuită, cred că mai mult ca să nu fie bătaie de cap pe automate, știi că mai complicează, stai să parchezi, nu știu ce. Cel mai mare mall din lume. Oh, ce prăcoare e, incredibil, deci mi-e frig, efectiv mi-e frig. În cel mai mare mall din lume, Dubai Mall, am ajuns și trebuie să găsim și noi un supermarket ceva, mallul ăsta. Au Miniso! Aia era. Wow. Mamă, mamă, ce firme am văzut pe aici. Hai să mă Dolce Gabbana. Balmain.
Wow, ce frumos e! Bro, cât de mare e! Wow! Bă, cât de mare e clădirea! Mamă, cât de mare! Pe cameră din nou, ăsta pare, poate nu chiar atât de mare, dar e imens! Trebuie să ajungem undeva în afara mall-ului, dar trebuie să luăm o anumită ieșire. Și e mare bătaie de cap ca să ajungem acolo. Prin toate tipurile de încăpere ajungem. Nici nu știu cum se mai termină mall-ul ăsta, că merg în continuu într-o direcție și parcă nu se mai termină. Mă, ce-ai pus să prindem viteză? Ce se întâmplă asta, dar ce e asta, habar n-am. Cam asta a fost primul vlog din Dubai. În următorul vlog o să vedeți cum era să ne răsturnăm cu buggy-ul în deșert și cum a fost experiența în deșert, plus cea mai mare grădină de flori din lume, plus multe altele în următoarele vloguri. Așa că nu uitați să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu următoarele vloguri. Eu am fost Andrei și v-am pupat. Ciao!